de când era primar ăsta Funa. Iar între timp situația s-a schimbat, susțin băieții, au luat autobuze noi, de astea. Da, și normal să nu le murdărească, mă. Mercedes. Să nu le împută. Păi, cele mai importante modificări se refer la faptul că aia de călătoresc cu mijloacele de transport în comun, cu anii murdare și urât puțătoare, deci care sunt nașpa, cum ar veni, pot fi sancționați cu amendă între 100 și 200 de lei și pedeapsă fix în brișcă. Dacă dragă, n-am n-o cum să ai voie cu banană și să n-ai voie cu slană. Da. Nu, dar fii atent. Da, n-ar fi ok să angajezi în stații niște oameni de ăștia care să te miroase înainte să te urci. De ce să te urci murdar și să iei amendă? Nu, da, eu îți, îți dă un avertisment, domnule, ești murdar. Știi că era un cioban care venea de la București la Cluj, cu Aro. Așa. Și pe centură l-a oprit căpuța. Nu, s-a oprit să ia la ocazie o domnișoară. Aoleu. Și pe drum dăi s-a oprit. Așa. Și la mea fata l-a întrebat: bade, dar ai o roșie, o ceapă, ceva la matale? Și apoi de ce? Ce merge cu brânză. Din ciclul Mărânăz Băveți, ai mici și foarte mici, adică ultra scurte. Vă prezentăm pe Carmen Dan. Decât pe Carmen Dan. Până acum am decât informațiile pe care le cunoașteți și dumneavoastră. Decât ministru de interne să fii, decât noroc să ai. Cronica Cârcotașilor, audio live. Iar care a fost mijlocul de transport unde v-ați simțit cel mai împuțiți de către cineva? De miros. O să vă zic. Hai zi. Eu am fost într-un format Asia Express și eram în Sri Lanka, într-un autobuz. Așa. Eu vă zic, când am fost cu avionul de la Istanbul către Antalya, frate, să mor de... Deci put aia acolo majoritatea. Cu avionul? Nu, stai liniștit. Mă, put într-un hal, frate, un miros înțepător. Habar n-are. Zici că e rată. Am plecat împreună cu colegii mei când filmam Cârcotaș în Europa. A? Din era în Germania undeva, din Frankfurt până, păi tot cu turci era. Până în Lisabon. Nu, no, era un rus. Și lângă noi era un avion mare, lângă noi, cum ar fi, noi eram patru pe centru, lângă noi era un rus care la un moment dat stătea cineva lângă, a chemat-o pe ochii. A chemat-o pe stewardă și zice: domnul stewardă, nu, eu nu pot să stau aici, de ce? Păi nu simți, l-a mutat aia de acolo, l-a mutat, ăla stătea singur, dar era, noi eram cei mai aproape. Era pușul să uita la mine, mi-a căzut părul din nas, nu mai pot, scocul ăsta m-a terminat. Au dat aia în avion, 16 grade, curgeau, cu geaburi așa, din... Să înghețe. Da. Mă, băieți, credeți-mă, 3 ore cât am mers, n-am curs ochii, n-am curs ochii, da, da, un odat. Băi, fii atent, și când ajungem în Lisabona, la un moment dat, când filmam acolo, ne-am dus într-o cofetărie, am intrat și când am intrat îl văd pe pușul disperat. Ieși! Ce? Ieși coc, sună ultra! Trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Domn Bivolaru, auziți, domnul Bivolaru, e adevărat că domnul Cioloș a fost membru MISA și bea socată? Într-adevăr, mai de mult, domnul Dacian Cioloș a practicat yoga de mult, cu mai mulți ani în urmă la aceste cursuri, dar apoi s-a oprit. Deci nu a mai vrut să stea în spirală, să alerge gol pe plajă sau nu a mai vrut să bea socată naturală? Există și multe minciuni, multe calomnii. Vede tinere cu carte, își dau hainele deoparte. La ăla merg la guru și el le arată. În fiecare dimineață, între 7 și 10. Azi e născut Bivolaru, deci le arată tantra yoga, dar mai rău, le arată chakra 7-a, stă cu ea la soare, se încarcă și după aia le arată tantra, le arată asta, chakra. Am citit despre el, știi unde s-a angajat el prima dată acum în 1900, toamna? Eh. La metrou, era electrician. Avea față. De acolo a tras de fire și a început să... dacă ele cu tantra, noi am pregătit un frumos horoscop de la astrolog.ro, frumos, 12 martie. Dacă ieri am avut-o, ce am avut ieri să vedem, știți? Nu știți. Am avut o conjuncție, astăzi avem un trigon
Un trigon. Da, și suntem... Mă, da, sextil, unde e sextilul? Stai, spre sfârșitul săptămânii îți bag un sextil. Suntem astăzi cu inspirație, cu atitudini de-astea de inițiative noi, de a începe lucruri de-astea pe care le-ai în cap de mult, dar nu le-ai pus în practică. Aha. Și la Berbec eu vă spui atât că, vezi, doamne, având în vedere că e posibil să vă confruntați cu o atitudine necooperantă a colegilor sau a asociațiilor, noi vă sugerăm să amânați activitățile importante și să o lăsați așa mai pe relaxare, ca de început de săptămână. Bă, relax. Exact. Fraților, cu bine asta. Bine. Taur, astăzi beneficiați de o mare putere de convingere, iar relațiile cu cei din jur ar trebui să decurgă fără probleme. Este o zi bună pentru a negocia contracte, pentru a semna documente oficiale, pentru de toate. Ai dracului jos! Și semnează că așa, da. Așa. Gemenii la locul de muncă și în afaceri, sunteți entuziasti, aveți posibilitatea să demarați o lucrare. Aha. De care nu ați avut timp până acum. Ideea e că acum e momentul. Exact. Ție nu ți-e rușine să te mai arăți pe aici după tot ce ai făcut? Lucrare. Exact. Trecem la RAC, zodia lui Șerbanu. Mai de bine îi spun eu lui. Vezi ce mai spui. De bine. Vezi ce spui. În activitatea profesională și în afaceri se întrevede o zi destul de încărcată și agitată, dar aveți șanse să realizați tot ce v-ați propus grație unor idei ingenioase. Respectuos vă rog să ne aprobați să-i trag 20.000 de pumni în cap. 21.000. Leule, astăzi este o zi bună pentru a stabili noi relații profesionale și personale, dar vă recomandăm să nu neglijați relația cu persoana iubită. Oh. Așa, bă, păi dacă noi între noi nu ne-am ajutat. Exact. Păi da, cine? Fecioară, în prima parte a zilei este posibil să faceți o scurtă călătorie în interes personal care se dovedește benefică pentru relația cu persoana iubită. A cu dracu știe. Dacă o fi, n-o fi, balanța este de așteptat să fiți într-o formă intelectuală excelentă și să comunicați cu mare ușurință, aveți șanse de reușită în toate activitățile, băine. Acest element mi-a stricat cel mai frumos moment din viața mea. Așa. Fără nicio legătură, dar absolut fără nicio legătură cu ăsta. Așa. Așa. Trecem la Scorpion. Un grup de prieteni... Un grup de prieteni v-ar putea invita la o întrunire sau într-o călătorie. Statul perpendicular. Este posibil să primiți un cadou surprinzător sau o veste interesantă de la persoana iubită. Da. Ați face mult mai bine să vă ocupați de niște treburi serioase, nu de fleacuri. Da, ia să vedeți voi la săgetător care, mă rog, este zodia... Nu. Aveți tendința să vă dedicați tot timpul unor probleme profesionale, personale sau naționale, dar nu uitați relațiile sentimentale. Vă jur că e dumnealui. L-am văzut. Capricorn, astăzi sunt favorizate negocierile și discutarea chestiunilor profesionale delicate. Este indicat să mizați pe seriozitate și onestitate și să nu promiteți mai mult decât dacă sunteți singuri că puteți realiza. Nota bene. E adevărat, era chiar nebun. Da. Vărsătorule, la locul de muncă în afacere aveți posibilitatea să vă asumați noi și noi responsabilități. Conjunctura astrală de astăzi este favorabilă acestor activități. E, na, ia mă, ne rușine. Noi nu ne rău tuturor, ci vouă e bine. Pești, dezbră, ce zice la tine? Zice că astăzi sunt favorizate relațiile cu prietenii și cu rudele. În prima parte zilei este posibil să vă întâlniți cu o persoană pe care o apreciați și cu care nu v-ați văzut de multă vreme. Mi-a luat peisajul! Hai că avem sărbătoriți astăzi, avem 12 martie și avem așa. Avem Vaslav Nijinski, cine a fost ăsta? Balerin, îi se vedeau gata, așa? Liza Minnelli. Oh, yeah. New York, New York. Așa. Greg Bivolaru, da. Așa? Doamna Luisa Minnelli n-a cântat-o pe aia cu New York? New York? New York. Ba da. Steve Harris, basistul și membru fondator la Can I Play With Madness? Maiden. Da. Și Danone. Colega noastră, exact. Da. Exact. Dar nu o cheamă Danone. O cheamă Dana Moldoveanu. Da. O cheamă Dana. Ia fiți atenți. Deci problema se asta este pentru Bivolar. Fițar socata. Și o fată îi zice Coca, vrea să învețe tantra yoga. Emancipată tare, stă cu trei nudiști la mare. Și o altă fată, Lili, se joacă cu Kundalini. Și are ceacrele mărite, frică vrea să se mărite. Un amic de-al meu, Ion, face yoga pe balcon, nu mai doarme, nu vorbește, doar respiră ca un pește. Al prieten Nicolae face ex-
exerciții în baie. Vrea să-i crească mult femurul, că așa l-a învățat guru. Fete tinere cu carte își dau hainele deoparte. Merg la yoga, merg la guru și el le arată tantra. Marilena e minoră, dar vrea un orgasm de oră. Și ca să-l obțină, lasă toți yoginii la el. Când părinții o enervează, Mihaela se drogează. Evadează în astral ca să facă sex total. Era altfel, dar Adrian tot. De la natură are uști ca pe mână. Cinci l-au dus la sală ca să-l facă o spirală. Nelu n-a mâncat de o lună și acum vine o nebună să-l ia la o sindrofie, să-i dea multă energie. Fete tinere cu carte își dau hainele deoparte. Merg la yoga, merg la guru și el le arată tantra. Nina stă în patru labe, face yoga, joacă table cu Vasile de la nouă și Panorama. Dă numai 6-9. Dar Vasile are nevastă, înțelegeți dumneavoastră, el cu ea face păduru. Că așa l-a învățat guru. Și uite așa la noi în țară avem viață spirituală. Ce biserici, ce călugări, vrem contacte fără număr. El și ea merg în natură să-i dea calul lui pe o tură. Și apoi își iau conturul, că așa i-a învățat guru. Oameni mulți cu facultate își dau bunul simț deoparte. Merg la yoga, merg la guru și el le arată tantra. Tantra yoga. Domn Bivolaru, auziți domnul Bivolaru, e adevărat că domnul Cioloș a fost membru MISA și bea socată? Într-adevăr, mai de mult domnul Dacian Cioloș a practicat yoga de mult, cu mai mulți ani în urmă la aceste cursuri, dar apoi s-a oprit. Deci nu a mai vrut să stea în spirală, să alerge gol pe plajă sau nu a mai vrut să bea socată naturală? Există și multe minciuni, multe calomnii. Fete tinere cu carte își dau hainele deoparte. Merg la yoga, merg la guru și el le arată tantra. Cronica Cărcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Noapte în Madagascar și întreaga junglă face nar. Bă, mazării sunt, bă, bă, nu mai doarme nimeni. Am mutat aici carnavalul de mamaia. Sunt liniștii hipopotamii sub raza lunii de creștări. Gata, bă, mâine punem bariera, bă. Sunt obișnuit cu hipopotamii, bă, că așa dormea și Nicușor Constantinescu cu mașină. Băi, lasă, oh, oh, oh. Cronica Cârcotașilor, audio live. Puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Ei bine, ne-a contactat motanul Galanton. Nu știu dacă știți. Mai e Galan, e ciufulit acum. E de-al nostru. Vremea asta. Da, da. Neața, domnilor cronicari. Ce spuneți voi că dosarul mineria de ghicis pe mâinile cui a ajuns? Alu, domnul Adina Florea. Ironia sorții sau... Domnul Adina Florea. Nu știu cum să-i spun.
Toate bune tuturor. Nu este, la fel domnul, și ție, dragă Moțan. Este, dacă îmi dai voie, este Adina Himmler Flocea, așa o cheamă. Ea este nouă șefă peste nou înființată, cum îi spune, Gestapo Polițai, aber warum nicht, ia să mergem. Cetățeanul turmentat, lasă-ne în pace, că ne-ai zăpăcit toată dimineața. Iată, ne-a scris de data asta Cătălin din Spania. Neața, bagabonții mei preferați. A, dar vezi că îl mai avem și pe Marian. Nu, care... nu e Marian, e doar Cătălin. Am înțeles. Yeah. Altă întrebare, care pute mai tare, Veorica sau Olguța? Cred că amândouă la fel. Silviu, nu e ok, dar vezi că a zis care pot, asta. Care poate mai tare, da, adică da, e clar, nu, a zis bine. A zis, apropo, bine, l-am văzut pe soțul doamnei Olguța la televizor. Vai de cap. Băi, înainte de căsătorie n-avea cearcă, de acum e tras la față. Radio Cronica Cârcotașilor, cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Ce facem noi dimineața aici? Râdem. La radio? Râdem. 2, 3 și... Râdem. Bun. Pregătiți-vă, urmează un moment foarte hilar. Hilar. Cum vreți voi să spuneți, că la PSD nu contează dacă spui hilar sau hilar, tot aia. Nici nu știe ce înseamnă. Deci... Gabriela Firea Pandeleu. Stai, nu mai e de PSD, deja e vorbind de partizani. Da, deci Gabriela Firea Pandele, cum o mai cheamă? Eufrosina, e așa? Genial. Vrea să facă o sală polivalentă de 138 de milioane de euro cu o capacitate nemai întâlnită în România până acum. Peste 800 de mii de râdem, da? Deci, primarul Capitalei a anunțat ieri că Bucureștiul va avea o sală polivalentă valentă cu capacitate de 20.000 de locuri. Vom avea în sfârșit o sală polivalentă multifuncțională în București după epopeea pe care a trăit-o acest proiect. Anunța Firea în timpul ședinței de consiliu. Mai râdem? Primarul Capitalei a spus că noua sală va avea o capacitate de 20.000 de locuri și o suprafață de 60.000 de metri pătrați. Păi da, pentru că trebuie cu parcare. Țineți-vă bine. A spus așa. În această sală polivalentă se vor putea desfășura toate activitățile sportive, handbal, basket, în afară de sporturile de iarnă. Exact. Spre comparație, sala polivalentă din Cluj are capacitate de 10.000 de locuri, adică este dublă față de sala polivalentă pe care avem acum. Acum cu râs. București. Râdeți, dar nu e râsul vostru. Orășelul copil, de acolo am copilărit eu. Imediat ne întoarcem și vă spunem altă de-asta... Doamna primar, stai o secundă. Înainte să vă apucați cu polivalenta, vă rog eu mult de tot, rezolvați și faceți bazinul de la Olimpia, care este dărâmat, s-a spart o țeavă prin octombrie și gata. Faceți o sală polivalentă de frumos. O sală polivalentă de mese. Nuclear, stai grea cu jazul. Te-ai gândit tu la mese, mititel. Păi mi-e foame, n-am mâncat. Trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Legată de aceste proiecte de infrastructură senzaționale, imediat vorbim de încă unul. E bestial. Deci, iar? Bucureștiul ăsta se dezvoltă într-un ritm amețitor, frate. Amețitor. Bună dimineața. 8 trecute fix. Smart City. Trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Bună dimineața, Florin. Ia. Dimineața cormonauților. Cormonauților. Ce combinație. Bună, asta mi-a plăcut. Ia să auzim. Dimineața cormonauților. Mulțumim foarte mult, dar până când? Până să țeasă cum iese, fetiței mai ai mult, frate. Să rămână, mulțumim foarte mult. Sergiu, câți ani are fetița? Păi la școală trebuie să aibă 6 sau 7, că e clasa 0 sau 1. Așa, mai departe. Deci am zis că am râs până acum cu sala polivalentă. Stai să vezi ce râs îi dăm de acum înainte. Gabriela Vrânceanu, Firea Pandele, Eufrosina, propune
8 pasarele de sticlă cu lifturi în capitale. De sticlă? Da, frate, cu sticlă. Deci, noi vrem primul să fie... proiect al primăriei capitalei pentru o sală polivalentă s-a blocat în instanță acum câțiva ani, după ce a trecut de faza de licitație. Acum, primăria face o nouă încercare de a ridica o sală polivalentă, lângă Arena Națională, până în 2023. Aceasta ar trebui să aibă 60.000 de metri pătrați, exact. 380 de locuri de parcare, și 5 terenuri de suprafață. Ar urma să fie folosită la concerte, dar și pentru toate sporturile, spun reprezentanții primăriei. Mai puțin cele de iarnă. Aceasta este o capacitate până acum nemai întâlnită în România de 20.000 de locuri. Costul estimat, subliniez estimat, estimat, este de 138 de milioane de euro. Subliniez estimat că o să fie 500.000 până în 3 ani. Și pentru șoferi și pietoni, primăria vine cu vești. După 10 de accidente provocate de cei care nu mai aveau răbdare să stea la bariera de cale ferată din zona Andronache, Consiliul General a adoptat un proiect prin care anunță construirea unui pasaj. Proiectul este doar pe hârtie. Dacă va fi gata, construcția va avea o lungime de 1 kilometru și 2 benzi pe sens. Ne mai întâlnit până acum, ai văzut. Bine, mă! Primul din București. Deci, știrile ProTV ăștia sunt științifico fantastici, frate. Dacă lucrurile merg așa cum ne propunem noi și nu avem contestații și nu avem anumite probleme... Dacă n-aveți contestații... Până la sfârșitul anului să începem și execuția acestui pasaj. Exact. Ar trebui să fie gata. Pentru pietoni, primăria promite pasarele. Nu sunt de acord cu cei care afirmă faptul că o pasarelă pietonală este fier vechi care se va ruginie. Nu, înseamnă viața oamenilor. Pasarelele vor fi ridicate de la Mihai Bravo la șoseaua Alexandrii, până în Iuliu Maniu și Pipera. Mamă, ce pasarele! Mamă, câta pasarelele, frate! Pasarelele vor fi de sticlă și vor avea inclusiv lifturi pentru persoane cu dizabilități. Iarna? 18 milioane de euro. Dacă lucrările vor începe anul viitor, ar trebui să fie gata în cel mult 12 luni. Auzi? Ce? Va fi pasaj cu sticlă la schimb, că tot o să vină treaba cu garanția. Auzi, dar nu are, va avea încălzire, că iarna cum mergi pe sticlă? Da, frate. Și în plus, plus face condens. Face condens și pică pe șoferi. Săraci de ei, băi, ce oameni. Măcar să fie cu un LED colorat ceva așa. Mă gândesc că ar arăta bine. Dacă îmi dați voie, știi că îi stă atunci când te duci la de-asta psihanaliză, da, psihopupu, te ții de mână, dați mâinile amândoi, simți energia? Legat de aceste proiecte 2, 3 și hai să chemăm spiritul pasarelei. Da, râdeți cam forțat, dacă se poate. Dar am forțat râdem, nu cam forțat. Mai lax un pic de... Ce-ți copilăriile astea? Iohannis nu vrea să vă dea mandatul de ministru? Nu pot să găsesc o explicație logică, pentru că se comportă ca un copil care... spune, știu că e jucăria ta, dar îmi place mie și iau eu și mă joc eu cu ea. Domnul Iohannis, e adevărat ce spune Olguța? Această afirmație a fost o mare minciună ordinară. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Dezbră, asta e pentru tine, dacă îmi dai voie. Este o melodie deosebită, te rog, o baciata înainte, înapoi, frumos. Auzi, eu zic, la baciata asta vă pun mozzarella, pesto, ce vă pun, o roșie? Ce ai zis, mă? Ciabata? La bacum? Băi, vorbește-mă frumos. Bă, dar cum e corect, ciabata sau baciata? Tot aia. Nu, baciata e dans, ciabata e pui. Domnule Pleșu, ce ne puteți spune despre prostie? Oamenii inteligenți ating cote de prostie pe măsura inteligenții lor. Vorbesc deci ca un om atins de această boală. Toți suntem proști din când în când. Spunem prostii, facem prostii, votăm prostește. Tu te superi pe mine că te-ai născut prost? Păi vina mea, ei supără-te pe părinții tăi, dar nici vina lor săraci nu e. E vina la părinții tăi. Băi, supără-te pe tot neamul tău. Așa suntem toți. Cronica Cârcotașilor, Audio Live.
Bună dimineața, Audio și My Life. Ei bine, la 8:13 minute trebuie să vă spunem despre un proiect muzical care se va desfășura în Timișoara și unde vor veni la un festival, că vorba aia, festivalul este acum la modă, mai mulți invitați. Primul imn românesc al unui festival compus și cântat de staruri internaționale de acum 100 adică, de ani. Staruri de, adică cine? Dă-mi așa câteva nume. Păi să vedem. Uite, Dr. Alban și Admiral Sisi. Dr. Alban a făcut facultatea la Timișoara, hai, e normal să vină înapoi. Chiar, please, da, da, da. Iată cine cântă pe 1 și 2 iunie pe stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara. E vorba de Modern Talking, Ace of Base, Sissy Catch, Alphaville, Sandra, Sabrina, Ricky Poveri. Încă mai trăiesc ăștia Ricky Poveri. Mi-aduc aminte că i-aducea Vanghele de Revelion pe tot Digi Bobo. Da. Bonnie M, Dr. Alban, Hathaway, Mr. President, Nana, East 17, No Mercy, Captain Jack și Admiral Sissy. Prezentator e... Octavian Ursulescu. Aha, da. Mie mi se pare totuși că dacă vreți să vă duceți acolo, o să îl vedeți pe Dr. Alba, nou coc, nou fetamin, nou așa. Auzi și cum ar fi să le de pe cină că e fals, că nu are atestat, că nu are diplomă. Exact. Modern Talking să vină să cânte Yuala, Yuala, Yuala. Ma, ce vremuri, Modern ce Talking vremuri. Cânta asta, nu cânta asta, mă, Modern Talking. Dar cum să nu? Sherry, Sherry Lady. Da. Bine, pentru noi ăștia mai în vârstă, că pentru voi tineretul Orlando nu prea Sabrina aveți. Sabrina e tipa la care mă uitam când era... Sabrina aia care era cea mai sexy din lume, îi se vedea auricul. Îi se vedea auricula, așa. Auricula, cum ar veni. Auricula! Ei bine, mie mi se pare că din lista asta lipsește atenție. Cel mai important și cel mai important, o melodie care îmi plăcea mie când m-am apucat de radio prin 96 și care era cântată de un tip foarte cunoscut. Auzi, stai așa, Orlando Șerban, mi-am să aminte de o chestie. Deci, tu vorbești de o perioadă în care eu, când am mâncat prima dată bomboana aia Ferrero, am scuipat aluna, am crezut că-i sâmburi. My place is the after party. Captain Hollywood Project. Atenție, frate. Băi, ce piesă, băi. Ce piesă, băi. Eram la 21. Ce mai puneam piesa asta? Audio Life. Îmi place asta, finalul. Deci finalul mi-a plăcut foarte mult. Dacă mă poți ajuta, Orlando. Una, nu, na, na, na. Na, 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 na. Una, nu, na, na, na. Na, 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 na. Putem suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729 655 555. Așa, ți-a plăcut, da? Păi e frumos, dar nu prea. Ia să vedem. Șerban, ar trebui să cunoști că hitul generației noastre a fost Scorpions, Holiday. Da, și asta e corect. No, mie mi-a plăcut cel mai mult The Wind of Change, Milli Vanilli. Știi că la un moment dat am fost tare dezamăgit când am aflat că nu era vocea lor. Ei făceau un playback. Da, cu playback. Da. Coco Jumbo. Snap, Believe the Hype. Oh, yeah. Azur, uite, mi-aduc aminte, Azur. Băi, fii atent. Fii atent ce scrie Florin. KLF, Kings of Low Frequencies. Mamă, ce... Foarte tare, senzațional. Corect. Da, mă, sunt multe, mă. Stai, mă. CNC Music Factory, I Gonna Make You Sweet. Na, ce ai, da, dar tu zici frate de afară, dar și, uite, ai rămas cu Loredana Groza, bună seara, iubit, pe vremea. Fii atent, fii atent. Mihai Constantinescu. Big Prince of Rap and the Marky Mark. Era the Mark. And the Funky Bunch, era. Era Marky tipul din, Mark, din, Mark Albert, auzi, din Australia, tipul ăla de avea șuvița aia, gen Vârciu, acum, apărea el cu mușchi. Așa, mă. Peter Andre. L-am văzut Andre, acum, da, în baston, super. Arată foarte bine, nu? O melodie a avut și el, dar a rupt tot. Bă, dar nu cont,
contează. Mie mi se pare că dacă eu sunt în o melodie, te cunoști treaba, nu? Da. Exact. Că cine vorba aia... A, Louis Armstrong. Hai, mă. Vorba aia de... Ia uzi. Hai, mă. Taci din gura asta. Una, nu, na, na, na. Hei, my friend, ai rămas setat, gata. Nu mai vrei, nu. Snap dacă ai. Bine, mă, hai. Radio Cronica Cârcotașilor, cu Huidu Dezbrăcatu și mai era unul, Orlando. Mie mi se pare că pentru următoarea știre trebuie să plângem cu lacrimi de sânge. Vreau să te felicit pentru că am început în forță în această dimineață. Nu. Ai văzut că nu facem politică, suntem altfel. Trăim amintiri, chestii, râdem, vorbim. Bine că nu facem politică. Acum ce vrei să... Vrei să de la râs să ne dai la plâns, Germane? Să-mi dai la plâns. Oamenii devin din ce în ce mai proști și nimeni nu știe de ce. Concluziile unui nou studiu. Omenirea bifată în secolul trecut, multe tâmpenii, dar a avut o creștere constantă a IQ-ului. Acum însă, în mod oficial, trendul s-a inversat. Asta înseamnă că inteligența oamenilor este în regres. Jurnaliștii se întreabă dacă fenomenul poate fi cauzat de dietele noastre tâmpite. Euri, mâncare proastă, stres. Nu. Dietele tâmpite, da? De sisteme educaționale neperformante, cum ar fi asta în România, da? De dependența tehnologică sau asta de anumite adevărat site-uri de fake news și de astea tabloide. Că nu mai gândești, intri pe... Da, exact, corect. Și gândesc ei pentru tine. Sau, care... Așa? Nu se știe exact care, ce și cum s-a întâmplat. Dar au luat niște bărbați din Norvegia, i-au pus la testat. Păi și-au ieșit că sunt proști. Bâtă. Adică n-a avut și aparatul ăla acolo. Bing. Aici ne referim la cultura generală, nu? La IQ. Nu cultura generală, aia e altceva. Da, știi care e paradoxul? Pentru că știrea asta spune că oamenii devin din ce în ce mai proști, dar totuși trăim în era în care avem acces la informație oricând, rapid, în orice moment. Păi tocmai de-aia. Cum? Da. Ei, nu exemplu, te mai... Tu ca să mergi pe strada X, nu te mai gândești pe unde, cum o iei. Ai apăsat pe Waze, ai intrat pe aplicații și, cum zice Șervan, telefonul gândește pentru toți tine. Toți nebuni. Da, a fost la telefon. Te duci cu o fată în oraș, seara o aduci acasă. Nu te mai culci cu ea. Intri pe telefon, pac, cineva. Faci un pic de sex virtual, adică nu se poate așa din prima. Nu te mai intri tu, nu te mai bagi. Doar te uiți pe canapea ca prost. Și 28 de minute. Ia. Cine scrie știrea asta? Cel mai prost din curtea școlii. Domnule Pleșu, ce ne puteți spune despre prostie? Oamenii inteligenți ating cote de prostie pe măsura inteligenții lor. Vorbesc deci ca un om atins de această boală. Toți suntem proști din când în când. Spunem prostii, facem prostii, votăm prostește. Tu te superi pe mine că te-ai născut prost? Păi vina mea, ei supărăte nouă pe părinții tăi, dar nici vina lor săracii nu e. E vina la părinții tăi. Băi, supără-te pe tot neamul tău. Așa sunteți toți. Cronica Cârcotașilor, audio live. Fii atent, deci pentru știrea asta, cu ce puteam să ilustrăm noi mai bine toată povestea asta? Ce mai prost din curtea școlii e ce mai prost din curtea școlii e ce mai prost din curtea școlii e ce mai prost din curtea școlii. Bună mea. E ce mai prost din curtea școlii. 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 Hey yo,
Am două TNT-uri, două turfe, tu faci figuri. Te umplu de tăieturi să văd cam câte poți să înduri. Considerat clovn adevărat între bufoni, inteligent ca Superman, îmi trag chiloții peste pantaloni. Tot om bladon, tot ion, tot eu rup difuzoarele. Te dau pe mâna lui măta să-ți rupă picioarele. Crescut în jet la umbra blocurilor, mi-am găsit repede locul în lumea drogurilor, sclavilor. M-am amenințat să tac gambele, muzica mea vă lasă regi, rămâneți regi. În zilele amare am gânduri murdare, transmit subliminal pe zeci de mii de canale. Băi Traiane, de ce crezi tu că ne e bine, că nici tu n-ai vrea să fii condus de unul ca tine? E cel mai prost din curtea școlii. 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 Hei! Plasez dinamitele, sodomizez toate divele, vănărui visele ca președintele. Să nu murim de foame în UE ca vitele. Plecăm la furat când doar să ne scoată vizele. Vă rupem bancomatele când stați cu spatele. Venim din est, în rest nu ne justificăm faptele. Româncele prin Europa rup trotoarele. Românii fac bani pe net cu licitații în continuare. Ne descurcăm, vă lăsăm tăiați în pungă, m-ală cu sucul în mână. Don't worry, there's no sugar. Mereu pe fugă noapte, cu garda în spate. Româncele-s frumoase, dar curve toate, doamne. Țara asta e plină de panorame, mai dă-ne băutură, drăguri, că nu murim de foame. Acum când totul e pe cale să se împută, vă doresc pe această cale audiție plăcută. Ce ne puteți spune despre prostie? Oamenii inteligenți ating cote de prostie pe măsura inteligenții lor. Vorbesc deci ca un om atins de această boală. Toți suntem proști din când în când. Spunem prostii, facem prostii, votăm prostești. Tu te superi pe mine că te-ai născut prost? Păi e vina mea, e supărătă mă pe părinții tăi. Dar nici vina lor săracii nu e. E vina la părinții tăi. Băi, supără-te pe tot neamul tău. Așa sunteți toți. Cronica Cârcotașilor, Audio Live. Audio Live și suntem în momentul ăsta live și pe Facebook, ca să știți cum e treaba. Mă bucur că se uită și Marc, pentru că... Cine e Marc? Zuckerberg. Ah, Țucurică! El are mixerul pe noptier acolo și când se trezește, face telefonul pe vibrații. Buf, buf, spui. Bine, mă, dacă face buf, buf, să mergem mai departe, să vedem... Ce frumoși suntem. Uite, mă uit pe Facebook, băi, cer bani, băi. Yeah, suntem frumoși, mă, ce? Suntem frumoși și ce? Puțin modești. Da, prima oară este Cătălin dezbrăcatul, acest domn balada al emisiunii noastre. Sunt Curvulescu? Nu, hai, las-o balada. Ia să vedem domnul Orlando Ivan, acest Curvulescu al emisiunii noastre. Bine, mă, sunt eu Curvulescu. Și Șerban Huidu, acest Cristian Curvulescu al emisiunii noastre. Într-o viață anterioară, pizzari. Pizzari am fost. Uite așa, vedeam blatul, învârteam pe deget. Actualmente sunt călugăr. Bună dimineața, călugărul cu gips, mă rog. Hai să le spunem celor care încă nu au ieșit. N-au ieșit, se uită pe Facebook. Afară plouă, sunt 4 grade, vânt. Era bancul ăla cu afară în oraș și în sobă arde mama, mă rog, remuri. Fii atent aici. Austria, e Osterreich, cum ar veni. Stai că trebuie să găsim pentru această știre, trebuie să găsim exact. Un yodler, dacă se poate, dacă îmi dați voie să găsesc un yodler, pentru că este vorba de o știre din Austria legată de vaci, da, de ce? Da, mă, care și-au făcut de cap, dar taurul era român. Da. Ăla mi l-a prostit. Ăla corupt. Ja, viele Möglichkeiten, Heini. Wer ist deines Erachtens der beste Jodler der Welt? Dabei?
cel mai mișto iodlat din lume. Deci Austria va crea un cod de conduită pentru turiști în cazul unei femei din Germania care a fost căsăpită de o ciudată de vaci. Da, frate, incredibil. A venit turista, s-a așezat în mijlocul, să facă o poză, au venit vacile și mi s-au mătrășit-o de acolo. De-abia acum îmi dau seama cât de mare noroc că m-am avut eu. M-am dus în Elveția și m-am așezat pe o pajiște să mănânc ceva. Pă bune, eram în Elveția lângă Berna. Păi, a venit vaca Milkamov sau ce culoare avea. Și-a vrut să te împacheteze. N-a mai vrut să mănânce, a plecat de pe pășune. Păi, cum adică să stau eu pe pășuna ei? Păi, și tu ai și târtița mare. Când te-ai așezat, ai făcut cizul. Era mai mic atunci. Eram în Elveția. Bine. Și m-am așezat să beau apă. Păi, și-a venit marmota. Te-am pachetat ciocolata? Se uită la mine și zice, ai și tu o țigară? Stai un pic. Asta era, nu ni s-a întâmplat în Elveția, dar asta e în Austria. Deci, am fost în Austria. Deci cancelarul austriac Sebastian Kurz a declarat luni că țara va introduce un cod de conduită obligatoriu pentru cei care fac excursii și folosesc pășunile ca să se ordineze. Știi ce spun austriecii, nu? Ce? Ete Kurz. Ete Kurz, da. Incidentul a avut loc în regiunea Tirol în 2014 și a ajuns pe primele pagini ale ziarelor din Austria, Iavol. Și un tribunal a decis luna trecută, da, că fermierul care deținea cirada să plătească 1000 de euro de sfăgubiri familiei. Vagabante, vacile. Da, frate, uite unde te bagă, băi, te bagă la cheltuieli, frate, Iavol. Eu zic că trebuie să antrenăm cetățenii țării, cum să știu unde e împotriva vacilor, și în Spania, frate. Da. Păi acolo nu vine vaca, deja scoți chestia roșie. Și în India, olé, da, olé. Și în India vor să facă la fel. Lăsând India la o parte, da, să știi că e o țară în Europa care e condusă de vaci boi. Nu dau nume, dar cred că o știți cu toții. Mai văzut, mă, că a pus el primar capră. Băi, unde am ajuns, mă? Gata, băi, s-a terminat povestea. Băi, incredibil, băi. No, frumos, mi-a plăcut. Ia, bună ziua, domnul Becali! Auziți ce vreau să vă întreb? Pe cine mai aduceți la FCSB sezonul ăsta? Păi, băi, hehelerilor, îl aduc pe Messi, că am nevoie de portar, pac, mai înțeles? Și vine Ronaldo liberă, mai înțeles? Iar atacant mă gândeam la bufonele. Și antrenor? Păi cine? Tudorel Toader. Păi după ce pleacă de la PSD, eu la echipă. Păi n-am eu nevoie de slugă. Luțule, te concediez. Iubim că vin Maroni, îmi place Bătălu și Mielu tu. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Toată dimineața v-am întrebat despre piese din anii 90. Ei bine, a scris foarte multe, dar eu nu puteam să nu-mi aduc aminte cu plăcere de ei. KLF, Kings of Low Frequencies, Momule. Păi, ia tipa asta care cântă cu ei, cânta de-asta... în America, în sud, în country. Uite, dar să vezi cum revine chestia. Atunci era cu Mumule. Asta e Dolly Parton. Auzi? Cum e viața, mă? Atunci era cu Mumule și acum e cu Mumu PSD. Puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Listen up to the fly project. Up on the place when the girls get wet. Stop a boomba, rewa selecta. Atena, atena, wait. All I ever wanted, oh, oh. All I ever needed, oh, oh. I just wanna feel it, oh, oh. Cause I just wanna do it my way. All I ever wanted, oh, oh. All I ever needed, oh, oh. I just wanna feel it, oh, oh. Cause I just wanna do it my way. Listen up to the flight project. Up on the place when the girls get wet. Tapa boomba, we was select. Atena, atena, way.
Male, male loca, oh, oh. Suonami la carocca, oh, oh. Dance e non mi tocca, oh, oh. Cause I just wanna do it my way. Bună dimineața, mai băieței, avem, i-am declanșat pe băieți cu anii 90, i-am rupt în două, deci toți ne trimit tot felul de chestii, pe Facebook la fel, dar noi acum ne facem o datorie de onoare și strigăm horoscopul. Hai să strigăm horoscopul, nu că eu eram atent cu piese, cu astea mă și gândeam, zic, da. Bă, dar noi când facem horoscop? Astăzi avem o chestie foarte interesantă. Mă uitam aici la un mesaj și Titus Stil scrie pentru PSD cu finalizare. Cu finalizare, da, da. Așa, 12 martie, astrolog.ro, avem un trigon astăzi format de Lună și Pluto. Suntem Pluton, suntem pe inițiative noi progresiste, cu energie, cu veselia asta, pam, da, pam, da. Și alea. Așa. Lasă scenariul la pace. La Berbec, având în vedere că este posibil că să vă confruntați cu o atitudine necooperantă a colegilor sau asociațiilor, vă sugerăm să amânați activitățile dificile și să rămâneți acasă. Să ascultați, de exemplu, liber, muzică veche. Liber. Liber și la Taur astăzi beneficiați de o mare putere de convingere, iar relațiile cu cei din jur ar trebui să decurgă fără probleme. Este o zi bună pentru a negocia contracte și pentru a semna documente oficiale sau neoficiale. Oh, yeah. Lăsați, nu faceți din asta o tragedie. Exact. Așa. Să vedeți la Gemeni, pentru că astăzi aveți posibilitatea să rezolvați problema aceea veche legată de viața de familie. Ion Gerbegeu care s-a înșurat numai din interes. Da, știm, știm, bine știm. Șerban, trecem la zodia ta, Rac, care spune așa: în activitatea profesională și în afaceri se întrevede o zi destul de încărcată și agitată, dar aveți șanse să realizați tot ce v-ați propus grație unor, cum o se dice la voi, idei ingenioase. Aha! Ne să-mi dai o mărire pentru asta. Leule, este o zi bună pentru a stabili noi și noi relații profesionale, personale, etc., etc., dar vă recomandăm să nu neglijați relația cu persoana iubită. Dracute! Înseamnă prostia ta din cap. Fecioară, în prima parte a zilei este posibil să faceți o scurtă călătorie în interes personal care se dovedește benefică pentru relația cu persoana iubită. Du-o, bă! Scoate-o, bă! Pupă, bă! Yeah! Auzi, ce zodie? Fecioară. Frumoasă și deșteaptă, dar la televizor mai frumoasă. Nu știu ce-ți face acolo, că acolo ești mai frumoasă. Da, machiaj, da, nu, ne-i ziua ei azi la mulți ani. De balanță, este posibil să se ivească ocazia de a ajuta o persoană apropiată să rezolve o problemă personală dificilă sau dedicată. Dumneavoastră trebuie doar să mergeți la bancă și să scoateți banii să-i dați. Ce zodie? Balanță. Mai tu ai auzit de striptease. Da, 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 vrei bani. Fără nicio legătură, dar absolut fără nicio legătură cu... Nu, nu, gata, știm. Da, da, da. Auză, asta cu scorpion? Legătura... Asta cu legătura... Asta are o fermă de porci. Da, asta este. El e scorpion. Da. Îmi pare rău pentru ceilalți scorpioni. Un grup de prieteni... Mie nu-mi pare rău. Mie nu-mi pare rău că eu am cunoscut numai scorpion 1 și 1. Băi, am cunoscut scorpionci. Și scorpioni ce-am cunoscut sunt la fel toate. Și ei și ele. Hai mă, nu e adevărat. Wild, wild, nu. Acu dracu știe. Hai.
Bine, hai. Un grup de prieteni v-ar putea invita la o întrunire sau într-o călătorie. Este posibil să primiți un cadou surprinzător sau o veste interesantă de la persoana iubită. Ție nu-ți e rușine să te mai arăți pe aici după tot ce ai făcut? Are nicio treabă, doare la bașchet. Săgetătorul, aveți tendința să vă dedicați tot timpul unor probleme profesionale sau personale, chiar naționale, dar să neglijați relația sentimentală. Cu bine, bă, fraților, cu bine asta. Păi uite așa, că nu mai ai timp de... Bine, bine. Capricorn, astăzi sunt favorizate negocierile și discutarea chestiunilor profesionale delicate. Este indicat să mizați pe seriozitate și onestitate și să nu promiteți mai mult decât sunteți sigur că puteți realiza. Aha. Domnule, să știți, noi nu lucrăm decât numai cu oameni ce așa. Așa, ia să vedeți la vărsător, la locul de muncă și în afacere. Aveți posibilitatea să vă asumați noi responsabilități, dar astăzi... Favorizarea intelectului este mult mai important. Nu ai infractorul? Dați-ți banii să vă sparg. Așa. Da. Pești, zodia lui Dezbră. Astăzi sunt favorizate relațiile cu prietenii, cu rudele, cu apropiații. În prima parte a zilei este posibil să vă întâlniți cu o persoană pe care o apreciați și cu care nu v-ați mai văzut de multă vreme. Da, da. Te rog să-ți măsori cuvintele. Așa, ia. Vezi că îmi spune cineva că ai fost operat de un scorpion. Așa că ai grijă. Am fost operat de un scorpion? Dar cine ți-a zis? Da. Cine ți-a zis? Flori, cine să-i spună? Da, să știi că... Ia. E scorpion? Lasă foarte bine, să fie rud acolo cu cine știu eu. Atenție! Brațelor de pe unde scurte și medii și lungi și de pe unde oști da? La mulți ani și să auzim de bine. Să rămână. Așa, ia, zi. Ce să, cine... Da, cine e născut în martie, hai sus. Păi este Liza Minnelli. Așa. Este Gregorian Bivolaru, născut astăzi pe 12 martie. Da. Este Steve Harris, basistul și fondatorul trupei Iron Maiden. Așa. Este Nijinsky, celebrul dansator. Balerin, căruia se vedea. O avem pe colega noastră, și, Danone. Exact, ultima danuncea din urmă, cu care ne vom întâlni astăzi, colega noastră, Dana Moldoveanu, care ne machiază, ne face să arătăm frumoși, ca niște oameni. Dacă îmi dați voie, tot vorbeam de anii 90, 60-90. De piese, de... Nu putem noi să difuzăm, nu Liza Minnelli, că New York. Liza. Nu, la Liza, nu. Anța uite, uite asta, uite, fii atent, uite, sunt... Can I play with madness? Iron Maiden! Bună dimineața și la mulți ani tuturor! Amicii mei, cara familie, clanul rival e mult mai forte, ei fac legea, stau la masă cu Trump. Au judecătorii, au deputați cu mitraliere, iar noi rău am ajuns. Am ajuns să ținem cu DNA. Huidu, Dezbrăcatu și Orlando, numai pentru urechile tale. În această dimineață am vorbit despre festivalul de pe stadionul Dan Păltinișanu din Timișoara de pe 1 și 2 iunie, când vor veni în România să cânte toată flora cea vestită a anilor 90, adică Dr. Alban, Sissi Catch, nu? Vine, nu e Sissi Catch, bă, ce-i? Sissi Catch n-are cum să vină. Era modă Talking. Alphaville. Erau toți acolo, toți Sabrina. Marele nume din anii 90. Crezi că vor face playback sau vor cânta live? Și noi am... Nu, cred că o să cânte live. Și deci noi am pornit la... Am întrebat oamenii ce ar vrea ei să asculte din anii 90. Sau ce le aduce aminte lor din anii 90 de ceva deosebit. Iată, Guvi spune așa: Snap, hep, dar cum era? Mary has a little boy. Da, chiar. Da, frumos. Și pe Facebook avem foarte multe melodii. Florin a spus KLF, da, am difuzat mai devreme. Cetățeanul turmentat, ia să vedem ăsta ce ascultă ea. Ia ascultă. Petre Andrei, da, da. Ia să vedem de la radio eveniment din Sibiu. Ne salută Ovidiu Halacică, Elvis Presley, Bossa Nova, ce mișto era.
Max Getaway. Ce vremuri, uite, bă, ce Radu vremuri. Bogdan, Lambada, ca om, vă rog. Oh, da, ce vremuri. Ioana, mamă, ce-mi place. Uite că lumea îmi scrie muzică. Care este numărul vostru să vă trimit și eu o piesă. 0729 655 555. Ia, atenție. Bună dimineața, cărcătașii. Da, o zi. Atâta timp că nu v-am auzit vreo două săptămâni. Hai de mă, zi. Acasă să radiez mașina, să mă... Așa, bă, dacă e... Laurențiu Snap Exterminate. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Depeche. Ce vremuri, frate. Frate mele, ia să... E bine și așa, e bine și așa. E bine și așa, dar la maxim Iron Maiden, deci a rupt norma. Mi se pare că a spus cineva la un moment dat, nu știu dacă... Dacă e așa sau nu e așa, dar a spus cineva la un moment dat, iată dorul din Constanța. Mă băieți, știți ce îmi plăcea mie? CNC Music Factory, I gonna make you sweat! Yeah. Sună ca o amenințare asta. Dă-te jos de pe masă, Orlando! Ce voce aveau astea, frate? Deci aveau niște voci gagicile astea, frate, incredibil! Mai departe, atenție! Ia! Haide, mă, odată! Dar lasă-mă o piesă, mă, că mă obosesc! Yo! African people! Oh, hush! Hello, Africa! Hello, I do it! Hello, Africa! Hello, Nigeria! Cronica Cârcotașilor, audio, dar rămân cu tine. Hello, hai, Rahova, mă, normal. Hello, Rahova, tell me how you do it. Unite. Hello, Africa, tell me how. Does it talk to me like lovers do? Dar pe asta o știți, ia fii atent aici. Deci astea sunt numai sugestii pe care ne scriu oamenii la exact, numărul da. Nostru. Ia, atenție. Good vibration, Marky Mark. And the funky bunch. Yeah. Dai să râzi acum, fără niciun fel de glumă, cine m-a contactat și cine mi-a scris. Da. Organizatorul festivalului care ne invită pe data de 1 și pe 2 acolo. Bine, frate. Păi nu mergem noi? Serios? Mergem. Îi prezentăm dacă vrei. Pe bune. Ia să vedem. G dom, 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 dom. Eu suntem auziți și la Timișoara. Da, da, sigur. Serios, păi uite că omul mi-a scris. Cred că pe aplicație. Pe telefon. Da, da. Ia fii atent aici. Dă-te, bă, de aici. Deci până la urmă cu asta, cu asta rămânem. Hai, dar pe asta o lași până asta la final, o las până, la final. Da? Până dimineața 9:06. Nu uitați, pe 1 și pe 2 iunie la Timișoara, pe Dan Părtinșanu, vin toți ăștia pe care ți-au auzit mai devreme și cântă de rup. Enjoy the silence. Enjoy the silence. Domnul Iohannis, PSD-iști au spus despre dumneavoastră că aveți 6 case, că ați vândut copii și că dormiți îmbrăcat în costum de schi 20 de ore pe zi. E adevărat? Nu mi-e rușine PSD-iștilor să spuneți astfel de lucru. Nu? Strigă cu mine, Clause! Clause! Trezește-te! Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Bună dimineața, între 7 și 10 este ora 9 și 11 minute. Mi-a făcut o deosebită plăcere să difuzez piese de-astea mai vechiuți, așa, dar haioase. A, uite, la tine este numai bună vorba aia, că stai în casă și asculți muzică. Da. Tu chiar stai în casă. Domnul Franz Timmermans, nu știu dacă îl cunoaște. Am auzit de el, dar nu de Franz. Franz, care le dă de sus pe ton de basă stora din PSD, deși sunt socialdemocrații de la el, din internaționala europeană, da?
Ei bine, a venit în România pentru a fi declarat doctor honoris causa de către SNSPA sau da, așa cum îi cheamă. Ei bine, honoris causa națiunii cele mai favorizate. Ei bine, el a spus și asta șmeche, că dacă nu intram în UE, Rusia făcea cu România cam ce face cu Ucraina. Păi acum, ca să poată să facă cu România ce face cu Ucraina, trebuia să treacă de Ucraina. Aia e treaba. Aia, da, trec, n-am nicio treabă. Dar problema este alta, Șerban. Nu trec. Singurii oameni care se pot bate cu rușii sunt ucrainienii. Alții nu. Bine, se pot. Da, sunt la fel de tâmpiți ca ei. Au și mai multă vodcă în organism. Da, da. Din greșeală am dat aseară pe Antena 3. Așa. Băi, dar nu mi-ți l-a șifonat pe Franța ăsta. Timerman, să-ți da vorba. Unde își permi cât tupeu să ai să vii într-o altă țară, da? Și să recomanzi că veți avea de-a face cu mine? Bă, nu ți-e rușine. El a spus așa, când statul de drept e călcat în picioare, politicienii nu pot fi trași la răspundere. Ceea ce pe de-o parte e adevărat, pe de altă parte, dacă ți se fabrică dosare una după alta și atunci când ajungi într-o poziție, pac, te dau aia, îți dau la cap. Scotasul din mânecă, nici asta nu e ok. Da, uite, unul este Ponta, care s-a apărat în justiție și a demonstrat că sunt așa. Al doilea este, cum îl cheamă ăsta, la PNL, Orban, că și lui a dat-o pe sus de ton, pe ton de bas. Laura Codruța Kövesi, care Laura la fel... Codruța Kövesi, care la fel... Mă rog, știi cum e? E o vorbă englezească. Alo, Orlando, Nazi. Dori? Nu. What goes around comes around. Deci, bumerangul. Când îi dai cu el așa, pac, îți ia ție gâtul. Păi ce faci, dar, mă, băiatule? Auzi, dar problema e că am mai observat o chestie pe care noi n-am observat-o. Noi, poporul ăștia care trăim aici. Da. Că de după MCV n-am evoluat. Dar trebuia să evoluăm? Păi, eu așa în cred. În ce zonă? Unde trebuia păcat să evoluăm? De viteza asta la net pe care o avem în țară. Dacă îmi dați voie, bună dimineața. L-ai chemat pe Franz Timmermans la tine? Nu sunt, dragă. Nu, dragă, eu am făcut la mine universitatea mea de științe politice topless. Așa. Și vreau să decernez premiul de hormonis causa. Auzi? Naționalei socialiste topless de toată Europa, dragă. Am înțeles. La mine la Cordeanca. Și cine decernează premiul? Cumva doamna președintă a Croației? Da, domnule, vine din stațiunea aia. Așa? Vine din stațiunea aia cu P. Da. Acolo vine și înfrățită cu băicoi, da, știi. Și acolo să le trimit eu pe astea la stagiu de pregătire. De pregătire. În cantonament. În cantonament, dragi. Bună dimineața. Da. Îmi place că vorbiți, sunteți foarte european, așa. Păi da, am fost la toaletă, normal. Sau un piscicină? Nu, am fost la toaletă, că eu n-am în fundul curții. Nu, aia. Puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Meteorologul nostru de serviciu este domnul dezbrăcat aici de față, care ne vorbește despre ciocloane, anticiocloane, vortexuri, antivortexuri, punctul de Golf Stream, punctul de rouă, da. Bă, ești multilateral, sunt dezvoltat. Mai mult decât atât, în această zi nu avem nicio furtună geomagnetică. Nimic? Avem o informare din partea celor de la IDMLH. IMLH. Voi nebunești, doamne. Până la ora 11 de vreme, mă rog, cu zona de munte, viscol, de soare. N-ai zis, mă, că vine, că ninge, că ne rupe în două, că s-a ascuns cățelul meu, s-a băgat, s-a baricadat în cușcă, nu mai iese. Dacă faci frica în el, i-a iertat poze cu zăpadă, nu mai vrea nici el. Dar de mâine să știți că vom avea un 12-13 grade și ușor, ușor norii vor dispărea și o să apară soarele. Trebuie să avem răbdare, așa cum am avut atâtea luni să treacă iarna, acum hai mă un pic așa. Păi chiar așa, foarte puțin, acum vine Paștele, o să cu mielul, cu alea, cu drobul, și cu... în atenția, ne auzim la mare? Ne auzim la mare, la Constanța. Presiunea la nivelul mării, 760 mmHg. Bă, extraordinar. Ce mare. Deștept ești, mă. Bra, e mare? Și dacă ar fi mai mică, n-aș fi mai bine? Sau dacă e mai mică? La mare e bine să o ai mai mare. Oh,
Klaus! Klaus! Outrageous! My dear friend, are you sleeping? Dormi! Da, la noi e încă noapte. Outrageous! Stai liniștit că acum se face ziua day, că am apăsat eu pe red button, buton roșu din greșeală. Red button. Pleacă yeah. Rachete yes. De la deveșelul într-o meserie. Miu, miu, miu. Outrageous! Outrageous! Fake media! Cronica Cârcotașilor, audio live. Bună dimineața vouă tuturor, este 9:26 de minute. În acest moment, Cătălin Dezbrăcato, acest domnul balada al emisiunii noastre. O să mă dezbrac și de caracter dacă vrei. Domnul Orlando Ivan, acest... Mulțumesc, bună dimineața. Domnul Curvulescu, bă, nu, ăsta... Stelia Mătase. Stelia Mătase și domnul Curvulescu al emisiunii, domnul Șerban Huidu, vă salută pe toți. Puteți suna, trimite SMS sau contacta prin WhatsApp la 0729-655-555. Diavol, atenție, avem o știre de maximă importanță. Uniunea Europeană ar putea avea propriul portavion. Proiectul a fost susținut în trecut de Angela Merkel, deci nu Uniunea Europeană, Germania va avea propriul portavion, ceea ce este un lucru împucurător. Este un proiect de care eu știu că Vorme la Oltenița mi-a povestit, că la șantierul naval de la Oltenița... A vrut să facă un portavion. Păi nu, 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 nu. Cum nu. Îl tractau? Nu, mă, stai, mă, nu, nu, că l-asamblează în altă parte, unde e apa mai adâncă. Da. Acolo se făcea cârmă. Acolo se făcea cârmă, deci avea un as... Fii atent! Și aici. Succesoara Angelei Merkel este tot o doamnă, se cheamă Annegret Kramp Krakenbauer. Nu, nu, nu. Asta e prăjitură, mă, nu e... Kramp Karrenbauer. Du-te pe de Annegret Kramp Krakenbauer. Karrenbauer. Karrenbauer, așa cum așa o cheamă. Așa am mâncat, așa, e de, cu ciocolată. Va trebui să ții minte că e noua Merkel, deci o să vedeți. Succesoara Angelei Merkel la conducerea Uniunii Creștini Democrate a propus fabricarea unui portavion al Uniunii Europene. E un fel de arca lui noi a Europei. Da, eu zic că el, portavionul, să se numească Franz Ferdinand sau Otto sau ceva de genul ăsta, adică un nume european, cum ar veni. Frănicule, dacă îmi permiteți, mamă... La cât fel vechi pe acolo, la portavion, n-am dat dracu. A venit furnizor oficial. Râdeți, faceți mișto, vă băgați ca râma în piatră. Ne problemele băgăm. Europei, mă. Ia zi, fata, am ia. Fost contactată de... Angela Fermelker ăsta. Nu o cheamă, cheamă Annegret, nu Angela, Annegret. M-a întrebat cât fer am în depozit în cele patru reprezentanțe pe care eu le am în Europa. Așa, și ce le-ai zis? Și o să încep să car la ei, că așa. Vrea să topească. Așa. Duce la topitoriile lor din Downersbau. De unde? Downersbau. Auzi, bă, dar de, nu poți să le car cu căruța până acolo. N-are nimic, n-are căruță, are portavion, n-auzi. Străbunicul meu a avut căruță, eu am utilaje de-astea, de cărea fier vechi, nu prostii de-astea, de exact, căruții exact. Care vezi pe aici, până cotrocem pe la voi. Eu sunt o doamnă. Să revenim. Ferul meu. Mie mi se pare totuși că este foarte periculoasă această idee a armatei europene. Poate să fie periculoasă. Sub hegemonia germană. Apăr să-ți aduc aminte ce s-a întâmplat între războaiele mondiale, când au început nemții să se înarmeze. Spune-o, s-a vrem. Întâmplat că la un moment dat s-au... Ce vremuri bune! Oh, altceva, mamă, ce da, vreau da, eu da, să da, zic? Da, da. Eu și echipile mele, departamentele mele de management... Exact! Am zis așa, yeah. Fă Merkel! Yeah. Nu da. Merk, Annegret! Annegret la asta, Handrebau. Dacă nu ne dai banii pe fer, furăm portavionul. Și unde îl duci? Înapoi la fer. Știi cum ți-l asamblează, dezasamblează? Imediat! Ca pe Lego! Deci, mie mi se pare foarte periculos ca Germania să se înarmeze cu un portavion. Prostii, prostii. Barăm nicht! De... Cine e asta? Edith Piaf? Nu e Edith Piaf, e Marlene Dietrich. Fole cazelă mâi, fole îngosântă, ștetnă-i lanternă, un ștetnă-i lanternă, tot volen viu, un sfidă. Cum sună limba germană în interpretarea lui Lili Marlene? Mi-e place mult, da?
Știu că-ți place, că tu ești și... Nu e adevărat, cine e, au, da, cine, sigur, cine, de cine mai cânta piesa asta, mamă? Zi, mamă. Mariana de la Galaț. Batang de fier. Fii atent, apropo de limba germană, ascultați cum sună limba germană într-o piesă nouă. Dar care este foarte interesantă. Mie mi-a plăcut întotdeauna cum sună. E o piesă veche combinată cu una nouă. Și să vedeți cât de bine sună germana chiar și pe piese house. Das ist Gold FM Radio. Ja, 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 sehr schön. Aber warum nicht? Tătorii noștri sunt ai dracu, doble. Dar oare o melodie cu versuri în holandeză sau în danarmeanca sau în suedeză? Cum ar suna, mă, frate? Cum ar suna? E, sună... Domnul Toader, ce v-a recomandat pentru funcția de ministru al justiției? Sunteți o somitate? Dar n-am spus eu că somit. Am și-am fost judecător 10 ani, sunt rector suspendat. Eu ce vreau să vă spun e următorul lucru verificabil la milimetru. Că am fost, mi s-a propus să preiau portofoliul justiției și mi s-au dat de pline garanții de independență. Dar domnul Băsescu are o concluzie mai bună. Ia zi-ne, Traian. Domnul Tudorel Toader este un judecător pe care pot să-l arunc la coșul de gunoi. Sunt un fabricant de gunoi cu idei noi, vă privesc zâmbind cu ochi tulburi și goi. În puținele momente de luciditate mă gândesc că ideal să n-ai utilitate. Cronica Cărcotașilor în fiecare dimineață între 7 și 10. Pentru următorul subiect avem nici nu știu cum să încep, mă, mi se pare atât de avem nevoie de o melodie specială. Am găsit melodia, nu contează. Deci, atenție. A apărut o nouă orientare sexuală. Ce înseamnă să fii autosexual? Cum? Mărturia unei tinere care s-a logodit cu ea însăși. S-a uitat în oglindă. Cea mai bună treabă. Și a zis, băi, ce frumoasă sunt. Păcat să pună unul mâna pe mine, mai bine pune mâna pe mine. Și te pui în oglindă. S-a dus la starea civilă cu oglinda după ea. Da. Și ea a zis da și oglinda a zis da. Ăla s-a uitat la ea cruciș, oglindă, da. Da, s-a uitat la cruciș și a zis, dacă tu vrei, asta e. Auzi, mă, cum să simți fluturi în stomac când te uiți la tine? Cum, dar e narcisistic, păi, da, treaba. Și de exemplu, că tu, Orlando, nu serio, tu ai spus că nu te vei căsători niciodată în viața ta. Nu, da, zic, păi, da, ai o oglindă care să ai o oglindă la tine? Nu, păi, stai, am zis că nu mă voi căsători, dar n-am zis că nu. O relație cu tine trebuie să ai, mă. Păi eu am o relație cu mine. Mai ales cu mâna ta. Hai, termină. Deci, autosexualitatea înseamnă felul în care arăți și propriul tău trup nud îți provoacă o dorință aprinsă. Deci, măi, eu vă spun cum e treaba la povestea. N-are legătură cu auto? Păi auto, da. Dar, microbuze. Vă spun cum e treaba asta. Ascultați-mă, că e foarte important. Deci te uiți la tine așa în oglindă, te uiți în oglindă la tine. Te admiri de sus, din cap până în picioare. Te uiți așa. Vai, frumos suntem mași. Dezbră, ăla nu e cu auto, nu e cu mașină, ăla e motosexual. Deci, am nebunit lui. De ce, tu ești motosexual în autobuzul ăla pe care îl conduce? Zici, ce faci cu schimbătorul, nebuna mea? Ce ia de pe motorete? Sunt biker sexuali. I'm too sexy for my shirt. Cum arată astronomia în viziunea Coaliției pentru Familie? Da, toată lumea ar trebui să știe că Pământul e pătrat și că soarele se învârte în jurul lui, na. Dar Galileo Galilei spune altceva. A, cine-i Galileo pe lângă doamna Firea? Ia știi mama, eroina, ți-a auzit, băi, tâtanilor, na. Cronica Cârcotașilor, numai pentru urechile tale. Bună dimineața vouă tuturor, este ora 9:46, atenție mare, ce avem noi aici? ISU înseamnă Inspectoratul pentru Situații de Urgență, are mai multe facțiuni pe județe. ISU Gorj a publicat următorul apel la 112, dispecerul, da. Bună ziua, ați sunat la pompieri, ce urgență aveți? Apelantul.
Vălele, bună ziua! Deci, domnule, sună acum că sughiți de 10 minute. Deci, sughiți. Dispecerul, aveți stat de rău? Aveți vreo afecțiune? Nu, sughițai, sughițai de 10 minute, sughițai. Mă, domnule, dar nimic, dar mi s-a întâmplat ceva cu sughițatul ăsta, frate. Da, ați mai pățit până acum? Nu, da, vă sunai, da, Bericule, acum s-a întâmplat, sughițai, nu mai pot. Ba bune. Ați încercat să beți un pahar de apă? Ia apă, faptul eu. Că sughițați neavând simptome și fără să suferiți de vreo boală, cu siguranță nu vă pune sănătatea în pericol. Ce vorbe, Fericule? Păi dacă eu pe sughițați și aia nu mai pot să beau Zyber. Zyber nu mai pot să mă auzi și... cum, domnule, nu vine nimeni să mă vadă? Nu, domnule, nu vine nimeni să mă vadă. Stai un pic că... Avem un sughițător chiar acum pe fir. Bună, tu ai sunat la 112 la Gorci? Recunoaște. Ai băut ce nu trebuie, a fost birtul prost. Am băut apa de la câini, bă, băiatule, bă. Apa de la câini? De la câini, da. Din această cauză, dispecerul i-a spus, ne scuzați, dar nu putem să mai stăm de vorbă, că poate sună cineva... Poate sună cineva care chiar are nevoie. La care... Fălăleu, mă închisărați. Dacă închisărați și pățați ceva, Matalia e vinova. Auziși, nu te las. Deci până la urmă sughițatul are și el limitele lui. Deci nu poți să sughiți chiar. De unde era cel care a sunat asta iarnă să vină să le dea zăpada din fața casei? Păi da, l-a sughițat pentru că era bad mort. Adică sughițat din toamnă. Auzi, da, pe dacă iarna a prins. Dacă mănânci fasole, poți să sun la ISU. Poți să sun la ISU, dar ai grijă cum sun, că dacă primești vreun refuz, s-ar putea să bubuie casa, bă, bă. Alo, Călin, sunt Cerasela, a 165-a soția ta. Bună seara. Mă tot sună unul Daniel Constantin și eu m-am hotărât să plec cu el, să știi. Cum facem cu blocurile alea? Le păstrăm pe numele meu sau o sun pe Codruța să te dau în primire? Nu știu dacă acest demers de discreditare permanentă poate să fie făcut în diferite feluri. Am văzut în perioada președintului Băsescu. Cronica Cârcotașilor, numai pentru urechile tale. Dimineața zilei de 30, la ora 6, brigada de poliție rutieră a oprit un autovehicul condus de un cetățean în vârstă de aproximativ 45 de ani, cu un număr personalizat. Acesta operează sectorului 3. Acesta a fost condus la sediul brigăzii de poliție rutieră a Capitale, unde s-au efectuat verificări. Triți, agentul Zgureniu, complectez și l-am arestat, mai ales că când a oprit mașina, a ascultat melodia asta la maxim. Cronica Cârcotașilor, în fiecare dimineață, între 7 și 10. Bună dimineața, în dimineața asta am făcut ce am și noi mai bine, am dat numai piese din anii 90, pentru că de ce? Se întâmplă un festival la Timișoara pe 1 și 2 iunie, unde o să vină toată floarea cea vestită a întregului... Mapa fenomen da, al muzicii din anii 90. Din anii 90, drept urmare, ar fi bine să vă duceți acolo dacă faceți parte din generația noastră. Uite că totul se transformă din ploaie în șliboviță. Îmi scrie colegul meu de la meteorologie pe zona Pantelimon. Că acolo a început... și s-ar bucăți de asfalt din... Da, de bucurie. De bucurie, da. Bună dimineața. Bună mâine! Dimineața. Mâine! La ora 7. Fix, ne reauzim fix. Pe Gold FM. Ia, zi. Fii atent. Domnule președinte, Dragnea v-a numit leneșul de la Cotroceni. Ce îi răspundeți? E un mincinos. Eu nu mă obosesc să-i răspund. La revedere. Hai, v-am pupat. Fii atent, mai am o piesă din anii 90. Nu pot să ai multe, mă, așa, ascultăm da, până multe. Mâine. Facem o dată, facem o emisiune program, da, numai da. Cu piese din anii 90. Da. Da. Până atunci, uite, fii atent aici. Deci, e frumos. And the winner, is MC Hammer! Oh, mamă. Avea și la șalvarie aia. Can't touch this. Can't touch this. Na, na, na. Can't touch this. My, 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 my music.
era la modă, că acum și albarele sunt la modă. Mai știi să dansați ca el? Oh, yeah. Pam, pupat, pam, pam. Hai că avem treabă.